Steaua București s-a calificat în turul al treilea al Cupei României după victoria cu 2 la 1 în fața echipei de Liga 3 a Mostiștea Ulmu. După 0-0 la pauză, oaspeții deschid scorul în minutul 57 prin Marian Mihai. 8 minute mai târziu însă Steaua egalează prin Mihai Antohi și jocul se înăsprește. Roșalbaștrii cresc presiunea și în ultimul minut tot Mihai Antohi este faultat în careu de portarul advers. Liviu Băjenaru execută lovitura de pedeapsă și înscrie cu siguranță pentru calificarea în turul următor. După cum s-a văzut, a fost un meci destul de greu. Suntem o echipă practic nouă. Avem maxim două luni de când de când ne-am reunit Dar vedeți și dumneavoastră, fotbalul se joacă până la fl ultimul flair -ul al arbitrului Ne așteptam să, să avem un meci uh, dificil Meritul este al întregii echipe Sunt fericit, am marcat Fericit că ne-am calificat mai departe Am regăsit uh, niște băieți cu caractere foarte frumoase M-au primit uh, cu brațele deschise Drept dovadă și meci bun pe care l-am făcut și astăzi Turul 3 al Cupei României va avea loc pe 28 august